Se poate și la noi. Hidroxiclorochina, medicamentul care se folosește în România în tratamentul pentru COVID, va fi produs de Antibiotice Iași. Substanța activă este adusă de la o firmă parteneră din Germania. Substanța activă găsește mâine sau apoi între otopeni. A plecat cu un avion în Elveția și din Elveția ajunsește pe otopeni în două zile. După ce vine, vom produce 3,5 milioane de comprimate pe care le vom avea într-un stoc de siguranță la noi în fabrică. Am discutat la Agenția Medicamentului, ne vom autoriza pe îndelete, să spunem așa, o să facem și studii clinice pe centrul nostru de studii, adică studiu de bioechivalență, și vom avea produsul înregistrat cu APP în România și în comunitatea europeană. Mai vin vești bune tot de la Antibiotice Iași. În curând, pacienții cu diabet nu vor mai avea probleme cu lipsa tratamentelor vitale. Am hotărât să producem și produsele pentru diabet, precum și produse pentru dezinfectarea mâinilor și suprafețelor. Oricum, e o perioadă grea, dar noi suntem optimiști. Antibiotice este o companie cu resurse umane și tehnologice importante. Iar medicamentul antiviral Remdesivir va fi produs de Terapia Cluj după achiziționarea patentului de la compania americană Gilead. Profesorul Alexandru Rafila spune că acesta ar putea fi primul produs autorizat care tratează cauza COVID.